atunci... Eu știți ce mă mândresc? Vă zic sincer acum, că în urmă cu vreo 6-7 ani, eu făceam o emisiune care se numea Totul pentru Dragoste, în care prezent a fost și Georgiana Lobonț împreună cu Rareș, cu soțul ei, împreună ați fost... Chiar și noi. Și voi, da. Uitați-vă acolo. Da. Și știți la ce mă bucur eu? Că atunci când încă nu erați pe val și cunoscuți, voi erați aceiași oameni, aceeași inimă, cu aceeași dorință de a face și că n-a fost decât un preț de câțiva ani ca voi să arătați cine sunteți, să vă impuneți pe piața asta. Mândria mea este că eu am avut în voi prilejul de a vă descoperi poate cumva înainte altora, de asta de vorbă așa cum stăm acum, da? Cred că a fost prima noastră apariție. Da? Prima noastră apariție. Aveam atunci aceste imagini și le mulțumesc colegilor noștri că le-au dat, pentru că... Da, uite! Da, iată, aceste imagini erau din emisiunea Totul pentru Dragoste de acum 6-7 ani de zile. Chiar la începuturile noastre. La începuturile voastre, da. E, îmi place să zic că poate am avut și o mână bună, pentru că, uite, uitându-mă acum la voi, da, la voi doi, la Georgiana Lobonț, la mulți alți artiști, oamenii aia promiteau de atunci. Era doar o chestiune de timp ca ei să răsară, să-și deschide aripile și să-și facă un loc bine meritat în breasla asta, care nu e deloc una ușoară. Nu e, însă trebuie foarte multă muncă. Pentru că sunt foarte mulți tineri care ne scriu și încearcă să ne ceară sfaturi și așa. Este un drum foarte greu, dar este foarte frumos. Într-adevăr, sacrificiile sunt foarte mari. Pentru mine, sacrificiul cel mai mare este că nu sunt cu Ecaterina, așa cum ar trebui să fim. Și e o oboseală foarte mare care se adună în timp, dar... Ia uite-ne, fii atentă, ia să ne vezi, ia. Să ne dați și nouă acolo în platoul mare. Pare că au trecut mulți ani. Tu îți dai seama câți ani au trecut? Că nu le mai dați astea, că nu le mai dați. Că și eu când mă uit, zic, mamă, parcă eram acolo. Da, eram tot noi, doar un pic mai tineri, mai la început. Vreau să vă întreb așa, aveți vreo colaborare, una care să vă fie cea mai dragă, dintre toți artiștii pe care, sau una pe care v-ați dori eu? Am colaborări frumoase. Recent am lansat cu Florin Cercel o melodie foarte frumoasă. Vai, ce față aveam! Vai! Erai simpatice. Era mai bufoasă, parcă. Da. Știu-te, ce vrei? Tot noi suntem, ce credeți? Am trecut prin etapele astea. Uite, înțelegeți? Așa. Deci, cu Florin Cercel. Da, și multe colaborări frumoase. Uite, am colaborare cu un proiect frumos care se desfășoară în continuare, cu Minodora, cu Lena Miclăuș. Și foarte multe colaborări și le mulțumesc din suflet producătorilor, pentru că își doresc să lucreze cu mine. Este o mare bucurie, nu m-aș fi gândit să am o amploare așa foarte mare, brusc. Pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu aici unde sunt și eu muncesc și pentru mai mult, dar mă bucur de ce trăiesc. Mie îmi place foarte mult să cânt, îmi place să fiu... Noi mergem la evenimente pe program întreg, Mirela. Adică toată noaptea, da? Da, mergem cu drag, cântăm, ca să zic așa, Nu știu, avem un vibe bun, avem o orchestră mare și suntem Mamă, și până la ce oră cântați de obicei dimineața? Până la 5 dimineața. De la 8 la 5. De la 8 la 5. Și tu ești singura solistă, tu duci tot? Da. Și cum reușești vocal vorbind? Nu știu. O duc bine, dar și ei mă ajută foarte mult. Te susțin și ei. Suntem și o formație care suntem de tot așa, de cam 7 ani împreună. Și v-ați sunat foarte bine. Da. Încă ceva, voi mai aveți vacanțe și când mergeți în vacanțe, unde vă place să mergeți? Da, uite, chiar urmează să mergem în Dubai. Acolo își dorește Ecaterina, ea a fost... la un an jumate și de atunci tot spune, mami, eu vreau în Dubai. Și ce vă place să faceți acolo cu ea, de exemplu? Ce activități faceți? Cel mai mult ne place să stăm la soare, la apă, da. Pentru că în timpul anului muncim foarte mult și atunci avem nevoie de multă relaxare. Da. Ei îi plac topoganele ca și la orice copil. Îi place apa, îi place să se plimbe cu noi. E un copil foarte echilibrat, mai ales când mergem în vacanțe, nu ne dă bătăi de cap cum sunt copiii de obicei. Poți să zic, e mai cu minte vacanță. Ea înțelege că mami și tati sunt la cântat, da, la petreceri, că au toată noaptea de stat acolo. Înțelege deja. Are bunicii care o iubesc, așa cum știu să iubească bunicii și se ocupe de ea. Și atunci sigur că și voi sunteți liniștiți pentru că ea e pe mâini bune. Eu nu pot decât să mă bucur că vă revăd aici, uite, într-o emisiune în care mai putem să stăm un pic de vorbă, așa cum stăteam
și acum 5-6 ani. Și poate, cine știe, am dat vestea că mai vine un frățior peste câteva luni, căci v-am zis, mie îmi plac, bunul Dumnezeu. Mie îmi plac oamenii care nu se opresc la unul, mai ales că dacă sunt doi, ăsta și joacă împreună, trece timpul mai ușor. Dar după aia când doi, dacă vine al treilea? Aia zice tot așa, primii doi sunt mai greu, că după aia vin singur, nu te mai întreabă, știi? Vreau să vă mulțumesc că ați venit astăzi, știu că este greu, cine, pentru că e distanța mare, efortul mare, oboseală mare, dar bucuria noastră este că putem să vă aducem în fața publicului care vă iubește, care vă ascultă muzica, indiferent dacă se află la 20 de kilometri, la 200, la 2000 sau la 20.000 de kilometri distanță, pentru că ne urmăresc oameni din toată lumea și se bucură să aducem un crâmpei din viața de familie artiștilor. Le mulțumim din suflet și tot ce le dorim tuturor este să fie sănătoși. Așa vă doresc și eu vouă.